cetățeni, stimați reprezentanți ai presei, stimați observatori, colegi, ne aflăm în plină desfășurare a zilei alegerilor, iar până la această oră putem spune că procesul electoral se desfășoară într-un mod dinamic și organizat. Prezența cetățenilor la urne este una semnificativă, iar până la moment am înregistrat o participare de peste 29% la nivel național. Este cu o creștere notabilă în unele localități din nordul și sudul țării. Dacă e să comparăm cu turul întâi de scrutin, atunci când am avut o prezență de 685.000 de alegători, deci vedem o creștere de peste 180 și ceva de mii. Informații detaliate despre profilul de gen și vârstă al alegătorilor îl găsiți pe pagina CEC. Vreau doar să remarc faptul că, la fel ca în primul tur de scrutin, femeile rămân a fi cele mai active în rândul votanților. După categorii de vârstă, cea mai slabă prezență se înregistrează în rândul tinerilor, care sunt între 18 și 25 de ani. Și cu această ocazie lansăm îndemnul pentru cei 126 de tineri care astăzi împlinesc 18 ani să marcheze frumos evenimentul dat prin participare la alegeri. Apelul este și pentru cei 1608 de alegători care au împlinit 18 ani între turul 1 și turul 2 de scrutin. În topul prezenței la urne se află circumscripțiile din Dondușeni, Rezina, Șoldănești, cu peste 28%. În municipiul Chișinău avem o participare de asemenea de 28%, municipiul Bălți cu 25% din cei înscriși în listele electorale, iar în unitatea teritorială autonomă Găgăuzia au participat deja 27 de alegători din cei 27% din cei înscriși în lista electorală. În secțiile de votare constituite pentru cetățenii cu drept de vot din localitățile din stânga Nistrului au votat peste 13.000 de alegători. La fel, diaspora se implică de asemenea activ, cu o prezență în continuă creștere în secțiile de vot din România, Rusia și Italia. Cea mai înaltă prezență este constatată în Moscova, unde avem peste 2.400 și respectiv 2.100 de alegători în cele două secții de votare, la București peste 2.400 de alegători, Brescia, Italia, 1.700 de alegători și Padova, Italia, 1.600 de alegători. În câteva clipe își vor începe activitatea alte 10 secții de votare din Statele Unite ale Americii și Canada. Amintim că noutatea acestui scrutin constă în faptul că în 11 secții de votare din România este testată aplicarea semnăturii alegătorilor pe tablete digitale. Cu ajutorul tehnologiilor ne propunem să înlocuim listele pe suport de hârtie și digitalizarea procesului va prevedea de la înregistrarea alegătorului până la aplicarea semnăturii și această modalitate este testată în secțiile din Bacău, Iași, Sibiu, Suceava, Timișoara, dar și alte secții de votare. Despre experiența pilotării acestor tablete discutăm cu domnul Ion Coșer, consul general al Republicii Moldova la Iași, dar înainte de toate îl vom ruga să ne spună cum se votează în aceste clipe în secțiile din Iași. Mulțumesc! Și telespectatorii noștri, la Iași, secțiile de votare au deschise la ora 7. A fost capacitate cu toate resursele necesare și partea de resurse umane. Am avut sprijinul colegilor de la Ministerul de Externe, sprijinul dumneavoastră, Comisia Electorală Centrală. Ne-a fost alocat suplimentar încă un operator
deci în total avem 3, plus 13 membri în comisia electorală, în biroul electoral, astfel încât să putem procesa și flux de alegători care vor veni. Din observațiile noastre, vă pot spune că avem o prezență masivă, mai mare, față de primul tur al alegerilor prezidențiale. Vremea este bună, este frumoasă, ne-am străduit să avem toate condițiile pentru cetățenii noștri, astfel încât să aibă o experiență plăcută, ușoară, facilă. Ne-am gândit inclusiv la cei care vor veni cu automobile, la diversul nostru primăria a amenajat și o parcare dedicată pentru persoane cu dizabilități. Am identificat secția într-o locație astfel încât să aibă acces cu un lift mobil. Pot spune că am creat toate condițiile pentru toți cetățenii Republicii Moldova aflați aici. Iar, ca și curiozitate, pot să vă zic că am avut doi alegători mai puțin obișnuiți, cetățenii Republicii Moldova, care sunt încarcerați în penitenciarul Iași. Deci au dorit să vină, să-și exprime dreptul de vot. Au fost însoțiți de escortă, facilitați, au votat și au exprimat dreptul de vot. Pe raza municipiului Iași avem două secții de votare, una în incinta Casei de Cultura Studenților, iar a doua în incinta Școlii Primare Gheorghe Asachi. Pe cea de-a doua secție de votare, la fel, este o prezență activă, timp frumos, lumea s-a mobilizat, dispoziție bună și ne dorim să epuizăm. Avem toate capacitățile pentru a epuiza buletinile, acum depinde și de numărul de alegători. Referitor la proiectul de lot, mulțumesc frumos pentru încredere, pentru sprijin în pilotarea acestui proiect. Vreau să zic că este un proiect care vine să îmbunătățească substanțial procesul de vot în diaspora și vine să faciliteze extrem de mult. Pentru telespectatorii noștri, cred că este cazul să explicăm în ce constă acest proiect pilot. Acest proiect pilot prevede în rezultat final ca să renunțăm la aceste liste electorale suplimentare pe care le completăm, din păcate, în prezent, pe suport de hârtie. Și, de fapt, în unele secții de votare acolo unde apar scozi, rânduri de așteptare, timp de așteptare destul de îndelungați, este inclusiv din cauza acestui factor că toți alegătorii sunt trecuți în mod manual, cu pixul, pe liste suplimentare. Acest proiect pilot cu aceste tablete vine să exclude aceste liste în documente manual, iar procesul de vot se desfășoară în mod obișnuit. Alegătorul este identificat prin intermediul computerilor, iar alegătorul confirmă participarea la votare în secția respectivă prin aplicarea semnăturii pe acele tablete care se pune în fața laptopurilor. Aceste tablete preiau semnătura, semnătura este încărcată și transmisă pe serverul de la Chișinău. Este turul 2, noi am putut să testăm aceste tablete în turul 3, acum le utilizăm în turul 2, iar observațiile noastre sunt că acest sistem funcționează foarte bine. Nu am întâmpinat dificultăți de ordin tehnic. Procesul este foarte operativ și imaginați-vă că un flux de alegători de circa 1500 în unele secții de votare s-a reușit procesarea lor cu 3 tablete. Deci o viteză de proces fluxului de alegători foarte, foarte bună. Nu am întâmpinat erori, nu am întâmpinat întrerupere de conexiune cu un sistem informațional CEC de la Chișinău. Ca și recomandare, ca și propunere, este pentru secțiile mai apărate, cred că vom avea nevoie de 5, 7, 3, 9 tablete. Mă refer la cele care au un flux mai mare de 2000-3000 de alegători pentru a procesa lejer, facil și foarte fluid produsul de alegători. Mulțumim, domnule Coșer, pentru aceste informații.
Le urăm colegilor noștri succes în continuare și sperăm ca să avem acest flux de alegători cât mai mare, dar și să putem să organizăm, așa după cum spune codul electoral și standardele, toate condițiile pentru ca cetățenii noștri să-și poată da votul. În cadrul următoarelor briefinguri vom comunica și cu alți colegi din organele electorale. Și acum, referitor la securitatea și integritatea procesului de votare. Inspectoratul General de Poliție a informat Comisia Electorală Centrală despre înregistrarea, până la această oră, a 52 de incidente, și anume, fotografierea buletinului de vot, 11 cazuri, și au fost deja întocmite 3 procese verbale contravenționale, agitație electorală interzisă, 10 cazuri, deteriorarea buletinelor de vot, 2 cazuri și un proces contravențional deja pornit, afișaj electoral neautorizat, 4 cazuri, bănuială rezonabilă de corupere a alegătorilor, 7 cazuri, încălcarea dreptului la vot, 1 caz și alte incidente, 10 cazuri. La fel, am fost sesizați despre transportarea organizată a alegătorilor. La acest moment sunt comunicate 6 cazuri. Suntem îngrijorați de sesizările date, dar și de informațiile apărute în spațiul public cu privire la acțiunile de transportare organizată a alegătorilor atât pe cale terestră cât și pe cea aeriană către secțiile de votare din Federația Rusă, Republica Belarus, Azerbaijan și Turcia. Avem semnale și despre transportarea alegătorilor către unele secții de votare din țară, în special fiind vorba de secțiile organizate pentru alegătorii din stânga Nistrului. Menționăm că funcționarii electorale au fost instruiți să fixeze și să documenteze toate cazurile de încălcare a legislației electorale. Aceste incidente, la fel, sunt documentate de către organele de resort și sunt monitorizate de către observatorii electorali. Amintim că, potrivit codului electoral, transportarea organizată a alegătorilor spre secțiile de votare în ziua alegerilor, în scopul determinării acestora să-și exercite dreptul electoral, este interzisă. Asemenea fapte, dar și acțiunile de organizare a transportării alegătorilor, sunt contravenții și se sancționează cu amendă de la 60 la 120 unități contravenționale aplicate persoanei fizice, amendă de la 180 la 300 de unități convenționale aplicate persoanei juridice, cu sau fără privarea, în toate cazurile, de dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an. CEC face apel către toți actorii implicați în a se abține de la orice ingerință în procesul electoral și influențarea votului alegătorilor. Votul fiecărui alegător îi aparține și acesta trebuie să fie exprimat liber și neinfluențat de terțe persoane. Vom urmări cu atenție evoluția acestor acțiuni și vom reveni cu informații la următorul briefing planificat pentru ora 16. Vă mulțumim!